Constanțenii așteaptă să revină la viața de dinainte de starea de urgență, vor să se plimbe, să petreacă timp în aer liber sau să își vadă rudele. Să luăm aer mai mult decât am luat până acum. Și unde aveți de gând să mergeți după ce vom putea ieși? Poate pe malul mării, dacă s-o putea. Îmi vizitez părinții care locuiesc în Năvodari, am niște neamuri pe la țară care nu i-am văzut de mult timp și sunt puțin bolnavi. Să fie o activitate iar liberă, să mergem prin parcuri, puțin să ne recreăm, să servim o cafea, să ieșim cu familiile, cu copiii, să ne jucăm. Lipsa interacțiunii cu alte persoane și a activităților cu care eram obișnuiți ne afectează pe fiecare într-o oarecare măsură. Fiecare ființă umană se obișnuiește cu un anumit program. În momentul în care noi urmăm un program, creierul nostru se adaptează acelui program și acelor activități. Suntem afectate atât la nivel emoțional, cât și la nivel de atenție, cât și la nivel de implicare, cât și la nivel de interacțiune socială. Pandemia de COVID-19 ne-a dat tuturor viața peste cap. Plimbările prin parc, momentele de relaxare la o terasă, ori vizitele la prieteni sau familie sunt câteva dintre activitățile care ne lipsesc acum. Starea de urgență ne-a arătat tuturor cât de importante erau lucrurile pe care înainte poate le consideram banale. Reluarea activităților de zi cu zi poate fi dificilă, spun specialiștii. Stările cu care ne confruntăm în perioada de izolare pot avea repercusiuni. S-ar putea să avem, să spunem, anumite senzații în care nu putem face față, s-ar putea ca să simțim că suntem puțin mai recalcitranți, că ne pierdem mult mai ușor atenția, dar încet, încet ne vom readapta la cerințele de dinainte. După 15 mai, România intră în stare de alertă. Se va relua activitatea în cabinetele stomatologice, în saloane de înfrumusețare și vor fi redeschise muzeele. Nu vom mai avea nevoie de declarații pentru deplasări. Întâlnirile cu mai mult de 3 persoane vor fi în continuare interzise. După 15 mai, măsurile ar urma să fie relaxate treptat la un anumit interval în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 în România.